public s-ar afla că procurorul general al țării dumneavoastră, în seara alegerilor prezidențiale, s-a deplasat acasă la un om politic de mare, care avea să devină ministru în câteva zile. Într-un loc unde mai au și alți politicieni, consultați politici, primii doi oameni din serviciul secret, din serviciul de informații, toți fie numiți de președintele care candida pentru un nou mandat, fie ca oameni politici în tabăra acestuia. Acel procuror general despre care ați aflat această informație s-ar mai afla în funcție? Societatea civilă din țările dumneavoastră iar cere să demisioneze? Cealaltă întrebare este pentru doamna Chioveși. Ca membru al Comisiei Parlamentare de Anchetă a alegerilor prezidențiale din 2009, n-am reușit să vă conving să veniți la Parlament. V-am deplasat, după cum sunt sigur că știți, și în fața Direcției Naționale Anticorupție. Nu știam ce să mai fac. Nici deciziile Curții Constituționale, Curtea Constituțională a României, care spune clar, aveți obligația de a vă prezenta în fața unei comisii de anchetă, în baza principiului cooperării loiale între instituții. Nici Curtea Constituțională n-a reușit să vă spună. Așa că, în primul rând, vreau să spun că vă sunt foarte recunoscător dumneavoastră, organizatorilor, pentru șansa extraordinară de a mă afla în sfârșit în aceeași încăpere cu doamna Chioveși. Ca procuror general al României în 2009, ce ați căutat? Ce ați făcut în seara alegerilor prezidențiale? Acasă la un om politic, alături de alți oameni politici și alături de șefii Serviciului Român de Informații. Și de asemenea, de ce în 2014 ați mințit poporul român atunci când ați spus că dumneavoastră niciodată nu v-ați întâlnit cu un politician în timpul dumneavoastră? România procurorului sunt independenți și în tot ceea ce am făcut, am respectat și legea și totul deontologic.